Vezi? Banii îi mănâncă, dar nu ne dă nimic. E bune chiar! Ne-a mâncat 6 lei și nu ne-a dat niciun bănuț, vezi? Da. Noi unde am venit, Bete? Noi astăzi am venit la un magazin de lângă Jumbo. Am venit la Grand Arena să căutăm aparate de joc, ca Bete iarăși să-și încerce norocul, da? Da? Măcar una să reușești. Nu știu, aici locul e destul de mare și noi cu Bete mergem în căutarea aparatelor de joc. Căci copiii ne-au scris în comentarii că și aici sunt astfel de aparate de joc la care poți să încerci să scoți jucării, da? Hai! Astea iarăși sunt cu 50 de bani. Așa că șansele să câștigăm sunt practic foarte, foarte mici, Bete. Da, să știi. Care pot și ei, hai să mai căutăm aparate, poate găsim aparate mai scumpe. Care mai scumpe? Astea iarăși sunt cu 50 de bani și nu cred că o să câștigăm ceva la ele. Hai să căutăm, poate găsim aparate mai scumpe. Ce? Dacă nu găsim aparate mai scumpe de acest fel, vom încerca iarăși norocul aici, bine? Ok, iată, Bete vrea dinozauri. Aici ce avem? Dinozauri. Aici îl avem pe Mario, da? Aici avem Minion, Mini Mouse și cu Mickey Mouse. Ăsta e aparatul care schimbă monede. Aici sunt ceasuri, niște animăluțe, Fulger McQueen și mingiuțe. Noi am ajuns la Carrefour de la Grand Arena. Copiii ne-au scris în comentarii că aici sunt aparate la care putem câștiga. Mergem să căutăm, da? Poate ei le-au avut în vedere pe alea la care am fost noi, Bete. Hai să vedem. Dacă nu găsim altele, încercăm norocul acelea care le-am văzut noi. Bine? Hai! Numai că la dinozaur nu mai cred. Bine! Zici să ne încercăm norocul iarăși? Hai! A înghițit banii și nu ne-a dat rest. Am în două date. Pe bune! De ce? Ia hai să-i mai punem un leu. A luat banii și nu ne-a dat nimic, a luat 5 lei. Hai, lasă-mi. Da. Păi, dai aia 5. Să-i sun. Vezi? Banii îi mănâncă, dar nu ne dă nimic. Dacă și poate să ne dea?
Ne-a mâncat 6 lei și nu ne-a dat niciun bănuț, vezi? Da. Ți-am zis să nu pui. Păi socoate, am pus 16 lei deja, tu încă 10 lei ai pus. Nu, nu de bani. Și nu știu unde s-a stricat, dar noi am pus 6 lei, tu ai pus 10. Trebuie cineva să găsim. Nu e niciun număr de telefon. Căutăm pe domnul de la pază să-i zicem ce s-a întâmplat, da? Deci ce faci? Iată numărul de telefon la care sunăm și ce zice? Nu răspunde, da? Nu, da. Dar una, da, un polițist mi-a dat o monedă. Un polițist ți-a dat o monedă? Da, el nu ne pasă și... Hai încearcă cu moneda. Ce? Numai nu la sticlă. Hai, refugiu. În coleac. Hai. La lămos. Hai. Ce? Ești tristă? Mai încercăm? Da. Stai să mă uit dacă mai am bănuți. Iată la astea, cu mașinuțe putem să punem lei. Iată aici la mașinuțe, văd că este și pentru lei. Vreau. Da. Îmi plac și mie mașinuțele. Ce? Nu ți-a luat leu. Mai pune-l o dată. Hai. Păi trebuie să o chești bine. Hai încă o dată. Mai ai? Păi acolo ți-am dat un leu de două ori, hai. Hai, fii atent, iată, hai. Nu, mai încolo, mai încolo. Nu, 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 nu. Mai încolo, bieții. Hai, mai nați un leu. Mai ai? Deci și încep de patru ori. Nu știu, nu știu, dă-i așa. Hai încă o dată. Foarte grea. Are rost la astea de 50 de bani să ne încercăm norocul. Că e amăgeală pură, da? Da. Da. Să-i mai sunăm pe ăștia care cu... care ne-au luat banii și nu ne-au întors. Iată, vedeți numărul ăsta? Nu răspunde. Care trebuie să ne dea banii, vezi? Poate mai mari gard. Dar ce să facă dacă numărul nu răspunde? Mai mari gard. O să le sunăm mâine. Bine, hai să mergem. Nu știu cum abonații noștri au zis că au câștigat aici,
Dar noi de când stăm aici vedem că o mulțime de oameni își încearcă norocul și nimeni nu a câștigat nimic. Noi altădată ne vom duce la aparate mai scumpe, da, Betty? Că astea sunt ieftine și șansele de câștig sunt practic nule. Da? Cum și copiii zic că au câștigat, anume aici noi am venit la Grand Avena, că așa ne-au scris în comentarii mulți copii că aici au câștigat jucării. Nu, însă nici aici nu ne-a mers, da? Și n-are rost să mai încercăm, mai bine ne ducem la AFI, că acolo am înțeles că e mai scump. Mai bine încercăm aici. Da, dar aici nu este pentru lei. Iată, doar acolo este. Dar monede, după cum ții minte, nu putem să luăm, căci aparatul nu funcționează. Doar ia bancnote și nu dă bănuți. Ce poți să zici? Aparate stricate. Ai rămas descurajată, da? Noi la aparate de astea de 50 de bani nu ne vom mai încerca norocul niciodată, da? Da. O să mergem doar la alea scumpe. Da. Poate să mergem la alea cu 11 lei, poate și de unele cu 11 lei. Să vedem, poate și la alea ia măceală. Ce e interesant că nimeni nu ne-a răspuns la telefon, da? Da. Amăgeală, amăgeală. Și nu mai puneți de alea. Și nici de alea care nu pun. Și noi cât am stat acolo vreo jumătate de oră, am încercat foarte mult și am încercat norocul, dar nu au câștigat nimic, da? Nimic. Păcat.